Bine v-am găsit! Sunteți invitații domnului profesor universitar Ion Oltean, venit de la Cluj să ne spună despre dieta sănătoasă, despre produse naturale, cum să fim cât mai aproape de natură. Domnule profesor, bine ați venit, vă spun din nou. Vreau să vă întreb, cum recunoaștem că un areal natural este sănătos? Care sunt indicatorii sănătății unui mediu? Dumneavoastră aveți metode clare, sunteți profesor universitar la Cluj, profesor de entomologie, studiu insectelor, de fitoterapie, rolul substanțelor chimice de sinteză, dar și a celor naturale în combaterea dăunătorilor. Cum recunoașteți că trebuie să faceți o intervenție într-un anumit areal, fiindcă este grav afectat de dăunători? Și doi, cum știți dacă un mediu este mai poluat sau mai puțin poluat decât altul? Domnule doctor, problemele acestea sunt extrem de dificile. Ați folosit noțiunea de areal și este corect. Deci atunci când încerc să fac niște studii vis-a-vis de aceste aspecte, într-adevăr trebuie ca să le analizez la nivelul unui areal extins. Dar punctual în cadrul acelui areal, situația poate ca să fie extrem de diferită de la o locație la alta. Eu chiar și acum mă ocup de asemenea probleme în județul Alba, am mai făcut și în județul Mureș asemenea studii. Dar eu fac studiile acestea poate pe sute, uneori poate extind chiar mii de hectare ca să analizez o zonă. Dar noi producția pe care o consumăm dintr-un lot. Omul cultivă adesea pe 30 de ari, pe 50 de ari, pe un hectar producția, cultura respectivă. El acolo o poate polua exagerat de mult. Chiar dacă în ansamblu arealul respectiv este sănătos, el intervine pe o suprafață foarte mică și face acest lucru. Când vorbim dumneavoastră, cum ne putem da seama dacă este o zonă mai mult sau mai puțin afectată de aceste efecte ale chimioterapiei, atunci apelez la un alt efect colateral al chimioterapiei, și anume perturbarea echilibrelor ecologice. Întotdeauna, într-un ecosistem, pe lângă componenta abiotică, avem componenta biotică. Deci organismele vii care sunt acolo. E vorba de plante și este vorba de animale. Animale, care pot să fie animale inferioare, animale superioare, dar eu mă ocup mai ales de nevertebrate. Cel mai corect indicator în ceea ce privește un ecosistem relativ sănătos este prezența prădătorilor și paraziților naturali. Este vorba mai ales de către himenopterele parazitoide, care sunt primele afectate atunci când noi facem intervenții prea exagerate în acțiunile de combatere. Ce sunt himenopterele, ca să știm? Himenopterele sunt și albinele, nu? Și albinele. Deci e vorba și de albine, albine bondali. Dacă vorbesc de himenopterele parazitoide, astea sunt niște insecte care se dezvoltă pe alte insecte. Rolul lor este tocmai acela de a nu permite insectelor care sunt fitofage, deci cele care ne produc nouă pagube de trunătorii, să nu se înmulțească exagerat de mult. Vă spuneam, nu încercăm să eradicăm o specie, nu. O menținem sub control. Deci ținem, noi vorbim, deci le spunem și studenților, atunci când vor să facă o intervenție de combatere, și nu mai combatere chimică, o să vă vorbesc că avem multe alte metode de combatere alternative, care de foarte multe ori costă. Este o intervenție care costă bani. El face această intervenție numai în momentul în care densitatea populației dăunătorului depășește așa zisul prag economic de dăunare. Cum să mă înțelegeți dumneavoastră acest lucru? Presupun că am o suprafață oarecare cultivată cu o plantă. Își face prezența un dăunător. Dar sunt 10, sunt 15, sunt 20, sunt 30 de exemplare pe toată acea suprafață.
ele nu stau, nu mă așteaptă pe mine să mă duc să le iau sau să le dau o travă. Ele umblă pe această suprafață. Eu dacă aș vrea să fac un tratament, nu numai chimic, chiar și altfel de tratament, eu trebuie să-l fac pe toată suprafața. Asta este o cheltuială. Dar ele mă mănâncă o anumită cantitate din producție pe care încerc să o exprim valoric. Ele dacă mănâncă din producția aia câteva kilograme, care reprezintă 2-3 lei, iar pe mine tratamentul mă costă 100 de lei, se justifică din punct de vedere economic? Păi lasă să înfructe cu acele kilograme? Fiindcă nu, nu se justifică. Deci vedeți, orice intervenție fac în momentul în care populația depășește pragul economic de donare. Ajunge la anumită densitate populația pe un tratat de suprafață, de la care dacă nu intervin, am pierderi prea mari. Pierderile sunt mai mari decât cheltuiala pe care aș face-o eu. E bine, aceste himenoptere parazitoide mențin donătorii sub acel prag economic de donare. Vedeți dumneavoastră, pe mine atât de rău mă doare și puternic mă doare când aud oameni în vârstă care îmi spun: domnule profesor, pe vremea noastră nu făceam niciun tratament. Și ce producție aveam. Uitați-vă acum că dacă nu fac tratamente, nu mai am nimic în grădină. Păi, normal. Fiindcă s-a alterat. Noi am distrus echilibrele ecologice. Legile fundamentale. Și le spun studenților, simulările matematice care s-au făcut arată clar o intervenție pe care eu o fac, deci o intervenție a factorului antropic. O schimbare dintre asta pe care o produce, un rău pe care îl produce, nu se poate corecta de la sine decât în minim 28 de ani. Condiția, în acel interval, să nu mai intervină deloc acel factor de dereglare. Și atunci, asta vă spuneam, monitorizăm această entomofaună utilă dintre asta, deci himenopterele care sunt un indicator extraordinar în ceea ce privește sănătatea ecosistemului în ansamblu. De asemenea, mai facem monitorizări cu așa zisele capcane barbar a carabinelor și a coleopterelor zoofage. Cele mai multe dintre astea sunt carabinele, dar să știți, coccinelinele, acea buburuză atât de frumoasă pe care noi o vedem, să ne bucurăm când o avem într-o cultură. Să știți că ea se hrănește cu afide, cu acarieni, păduchii plantelor, cu păduchii de plante, cu homoptere, deci cu asta se hrănește. Vedeți, când o am pe asta, înseamnă că nu am distrus-o și ea vine în sprijinul nostru. De foarte multe ori, noi o și folosim ca un factor de semnalare a prezenței anumitor specii de dăunători într-o cultură sau în altă cultură. Deci avem la dispoziție asemenea elemente de verificare. Domn profesor, lăsăm și pentru ultima emisiune, dar nu cred că va fi suficient timp și de aceea o să vă rog de pe acum să ne spuneți tratamentele naturale la care dumneavoastră ați apelat și care sunt în mare parte inovații, nu numai în România, dar și la nivel mondial, sunt foarte, foarte interesante și foarte practice, mi se pare. Ce ne puteți spune? Cât ne puteți dezvălui din ele? Măcar firul lor epic, așa, da. Croiala lor, să spunem așa, sufletească și intelectuală, care e de excepție. Și vă felicit. Da, întotdeauna, atunci când vorbim despre combaterea bolilor dăunătorilor, noi trebuie să vorbim despre o așa zisă combatere integrată. Ce înseamnă combatere integrată? Înseamnă armonizarea a multor metode, deci le armonizăm aceste metode, în scopul menținerii dăunătorilor, așa cum am spus, sub acel prag economic de dăunare. Din acest punct de vedere, avem de-a face cu două mari grupe. Sunt toate metodele de prevenire. Prevenire de apariție, să nu aducem noi dăunători, deci de apariție a unui dăunător, și de împiedicare a creșterii densității populației lui. Deci acestea sunt de prevenire. De obicei, acestea sunt cele mai ieftine. Foarte multe din aceste metode intră în verigile tehnologice. Este cu rotație, cu perioade de semănat, cu material de plantat, material de semănat. Timpul nu permite ca să intru în asemenea amănunte. Și apoi sunt metodele de combatere. Metoda de combatere o iau atunci când populația a crescut și sunt obligat să intervin cu ceva. Și ce le spun studenților mei?
Sunt multe metode din acestea de combatere. Ultima pe care trebuie să o leagă este metoda chimică. Deci după ce au aplicat toate celelalte, nu a reușit să mențină populația, atunci se duce dincolo. Acum, într-adevăr, când vorbim despre aceste metode de combatere, dar și de împiedicare, și ca metode de prevenire a creșterii densității populației, avem unele dintre ele care se pot aplica pe suprafețe mai mari, pe suprafețe mai mici, dar, o spun cu certitudine. Acasă, în grădina noastră de legume, aici vreau să ajungem. Acasă, în grădina noastră cu pomi fructiferi, avem niște metode. Pot ca să mențin absolut toți donătorii sub control, fără să aplic tratamente dure. Asta vorbesc pensam. Dure. Asta nu înseamnă că renunț total la chimioterapie. Nu. Deci dați-o vă folosesc anumite tratamente chimice. Așa, dragii mei, ce trebuie ca să știm noi? De exemplu, cum este în pomicultură. Folosesc niște tratamente chimice, dar fie cu produse mai puțin poluante, mai puțin dure, fie la începutul perioadei de vegetație, astfel încât de la aplicarea produsului și până la recoltarea producției și darea în consum să treacă un timp suficient de lung, că vă spuneam cu emisiune înainte, că aceste produse sunt în mare parte metabolizate de către plantă. Cu cât acest timp dintre aplicarea tratamentului și recoltarea este mai lung, sunt șanse ca rezidurile să fie minime posibile sau chiar să nu mai fie deloc asemenea reziduri. Dar acum nu mai vorbesc despre produse chimice deloc. Domnul doctor, renunț deja la mie mi-a plăcut o intervenție mecanică pe care ați propus-o și vreau să ne-o prezentați și nouă. Deci avem acum alte metode. Sunt așa zisele metodele alternative, metodele non-chimice. E adevărat că pentru aplicarea acestor metode deja trebuie să avem niște noțiuni de entomologie. De ce? Toate aceste metode pleacă de la niște particularități morfologice, biologice și comportamentale ale dăunătorului. Dacă la produse chimice, am zis că nu mai vorbesc de ele, vorbesc acum, produsele chimice alea au un spectru foarte larg de combatere. Un produs, nu dau nume, îl pot folosi pentru 50, 60, 70 de specii de dăunători. Ei, e bine, aceste alternative sunt specifice. Țin de fiecare sunt unele specie dintre ele care merg la două, trei specii, dar pentru fiecare specie în parte, noi trebuie să avem o altă metodă. Și, domnul doctor, ca să vă fac înțeles, poate că ar fi bine să vin cu câteva exemple. Eu zic să le lăsăm pe săptămâna viitoare, okay, fiindcă nu ne mai permite timpul, dar îi rog pe telespectatori să fie pe recepție săptămâna viitoare domnul profesor Ion Oltean, profesor de la Universitatea din Cluj, de la Facultatea de Agronomie, ne va prezenta cum acești gândăcei, cum anumiți fluturi, care sunt drăgălași sau mai puțin drăgălași, dar care ne fac rău în livadă, ne fac rău în ceea ce privește legumele, pot să fie dați la o parte, niște metode foarte, foarte interesante. Domn profesor, mulțumim, pe săptămâna viitoare, Doamne ajută, dragi telespectatori, să fiți sănătoși și să mâncați sănătos. Ne vedem cu bine. Și-a mai trecut o săptămână.